Anul acesta, Ministerul Educației a lansat licitația pentru asigurarea manualelor de clasa 5 -a. Prin urmare, începând cu anul școlar 2022-2023, toți elevii care vor păși în primul an de gimnaziu vor primi manuale noi pentru toate disciplinele. Ca și la licitațiile anterioare, litera este și de această dată editura cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma valorii. Acest lucru a fost posibil în primul rând datorită echipei de autori care au reușit să îmbine perfect informația științifică cu designul funcțional și modern al manualelor. Stăm de vorbă cu doamna profesor Ana Iordăchescu, coordonatoarea echipei de autori a manualelor de engleză pentru clasa 5 a limbile moderne 1 și 2. Care sunt punctele forte ale manualelor de engleză litera Macmillan pentru clasele A5 a 5-a și mai exact de ce le-ați recomandat profesorilor să le folosească la clasă? Aceste manuale sunt, de fapt, o invitație. Și sunt o invitație la creativitate, și aici mă refer la toate pastilele acelea care invită copiii prin uh, What's Your Opinion sau uh, Personal Projects să uh, facă proiecte personale, de fapt să-și exprime liber punctele de vedere, fără niciun fel de îngrădire. De asemenea, este o invitație la colaborare pentru că la sfârșitul manualului există o serie de proiecte, collaborative projects, în care pot să lucreze în grup, în care pot să dezbată. Deci, apare aici elementul de debate, care este foarte interesant și foarte incitant, chiar dacă iau doar 11 ani, și în care să se pună de acord ce doresc să transmită colectivului. Manualul are de asemenea o cromatică foarte frumoasă, este extrem de uh, vesel, extrem de frumos. De luminos. Deci, din punctul nostru de vedere, profesorii și elevii care vor alege aceste manuale sunt niște norocoși. Foarte multe exerciții, de exemplu, de consolidare, fie că sunt de gramatică sau de vocabular, apar în manualul digital pentru că nu am putut în numărul de pagini solicitat să introducem tot ceea ce ne-am fi dorit să oferim elevilor și profesorilor. Deci, sunt jocuri, sunt activități interactive. Exerciții de gramatică, exerciții de vocabular, sunt uh, mici povestioare spuse pe marginea anumitor texte care sunt de cultură și civilizație anglosaxonă. Uh, este o completare fericită manualul digital.